Mă numesc Zuleiha, episodul 106. Zuleiha a primit un pachet de cu inelul lui Demir și un bilet în care i-a spus că este bine și că se va întoarce curând. Ficret și Fecheli verifică imediat scrisul lui Demir și fiindcă este puțin diferit, se gândesc că a scris biletul în grabă și poate nu este în siguranță. Fiindcă pachetul este din Siria, Ficret crede că Demir a mers la prietenul lui, unde i-a aranjat el să meargă când a evadat. Imediat, Ficret și Cetin pleacă în Siria să-l caute. Hakan se oferă să o ajute pe Zuleiha cu organizarea ceremoniei de circumscrizie a copiilor angajaților, care este o tradiție a familiei Yaman. Zuleiha și Betul se întâlnesc cu el la club pentru a discuta detaliile despre ceremonie. Când Betul merge la baie, cei din jur sunt cu ochii pe Zuleiha și noul ei partener de afaceri. În oraș deja începe să se vorbească despre ei. Pe de altă parte, Puson și Sermin răspândesc vorbiri despre Ficret și Zuleiha. Betul cooperează cu Abdulkalib și convinge pe Zuleiha să încheie o afacere cu el pentru întreținerea vehiculelor companiei sale. Fecheli află întâmplător că Mehmet Kara este de fapt Hakan Gumusoglu.